Salut! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria gateșteușor.ro. Astăzi vom face împreună cârnați dulci italienești. Pentru această rețetă vom folosi 1 kg de carne de vită tocată și 1 kg de carne tocată de porc, o căpățână de usturoi, 2 oase de porc din care vom face un pic de zeamă, 20 de grame de fenel mărunțit, 35 de grame de zahăr, 4 grame de nucșoară, 6 grame de piper, 40 de grame de sare fină, o lingură de oțet, câteva fire, o legătură de pătrunjel proaspăt și mațe de porc. Pentru a face zeama de carne, vom pune oasele de porc la fiert într-un pic de apă. Cât timp oasele de porc se fierb, voi pune în acest bol mai mare carnea și condimentele. Acum voi toca pătrunjelul mărunt și voi pisa usturoiul. După ce am adăugat toate condimentele și carnea, voi amesteca totul foarte bine și voi adăuga 250 ml de zeamă de oase. Am terminat de amestecat compoziția pentru cârnați, am gustat-o ca să mă asigur că are toate condimentele necesare, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi să faceți. Și acum urmează umplerea propriu-zisă a cârnaților. Mai întâi va trebui să suflăm în mațe pentru a ne asigura că nu au găuri și că se rulează foarte bine pe pânia de la mașina de tocat.
cărnații noștri italienești sunt gata. Sperăm că v-a plăcut rețeta și dacă da, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook și să dați subscribe canalului nostru de YouTube gateșteușor.ro. Vă urăm poftă bună! Pa, pa!